Vă salut, dragi prieteni! Bun găsit! Suntem la intersecția drumului vinului cu viața. Suntem la Alba Iulia, aici unde am venit să ne întâlnim cu un fermier temeinic prin ceea ce face și cu un expert în dezvoltare rurală. E vorba de Nicolae Nemeș. Mulțumesc, Nicolae, că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc, Radu, de asemenea, că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc de invitație. Am venit astăzi să vă întâlnesc astăzi aici, pentru că, Radu, ai provocat cumva conștiința publică, opinia publică pe o temă care mie personal mi se pare, ca jurnalist de agricultură, mi se pare foarte importantă, și anume susținerea învățământului agricol românesc. Acum, e foarte important cine sau la cine facem apel să susțin acest învățământ agricol românesc. Dacă e într-un declin evident sau nu, iarăși va trebui să vorbim despre acest lucru. Nicolae este și absolvent de agronomie, promoția 85 la Cluj. O să-l rog să ne facă, să panorameze puțin asupra domeniului, încât să vedem cam ce s-a întâmplat între timp în învățământul agricol românesc. Și evident, după aceea o să intrăm la treabă, adică o să coborâm în ferme, o să încercăm să vedem cum arată realitatea și care sunt așteptările voastre ale agricultorilor și, evident, ce cred experții în dezvoltare rurală pe această temă. Radu, spune-ne. Întâi de toate, încă o dată mulțumim pentru invitație de a discuta, de a dezbate o temă foarte importantă. E un demers asumat nu numai de mine, cât și de alți colegi experți în dezvoltare rurală. Vrem să vedem unde se află astăzi învățământul preuniversitar agricol. Din punct de vedere al premizilor pe care le avem astăzi, România, ca stat membru Uniunii Europene, are și drepturi și îndatoriri. Dacă ne uităm la statistici, am pornit de la premiza că nu ne reprezintă ceea ce vedem, și anume faptul că mai puțin de 10% dintre fermierii români au astăzi la bază o școală agricolă, atât conform statisticilor naționale, cât și statisticilor europene. O medie foarte slabă față de medii europene, adică oameni cu studii în domeniu sau cu calificări. Dacă cândva în trecut baza agriculturii și performanța în agricultură s-a concretizat numai printr-o resursă umană competentă. Apoi vin și categoric tehnologiile și ne referim ce a fost în trecut, la vremea respectivă, mai ales astăzi când timpurile trec peste noi prin aceste schimbări tehnologice, schimbări inovative, care vrem, nu vrem, mergem cu ele prin drumul vieții. Dar de ce am pornit la acest proiect? Și vreau să mulțumesc în primul rând dumneavoastră, presei agricole, celor de specialitate, că ne sunteți alături și ați contribuit și contribuiți la evidențierea acestei brume de grupuri tehnologice agricole care mai sunt astăzi în România, aceste licee. Pentru că dacă în trecut vorbeam de peste 250 de licee tehnologice agricole, cum se numesc ele astăzi mai avem eficiente, sau mai bine spus, cele care încă își desfășoară activitatea la un parcurs sau la un parametru normal, în jur de 50 de licee în toată România. Este puțin. Anul trecut spuneai 200? Nu, vorbeam de anii 90. În anii 90 vorbeam de 250. Exact. Care astăzi încă mai reprezintă, să spun, acel nucleu viabil de a forma tinerii care vin, mai ales predilecție din spațiul rural, sau cei care vor să-și dezvolte o competență pe o carieră în agricultură. Și astfel vrem să vedem de unde au pornit, unde se află astăzi, care sunt hățișurile care îi încurcă într-o evoluție corectă pentru a se adapta cerinței, pentru că stăm astăzi de vorbă cu un renumit fermier din România și o să ne spună pe parcursul acestui dialog faptul că astăzi ei se lovesc de această criză acută de specialiști, de tineri care vin cu o pregătire de bază în agricultură. De aceea noi am plecat și am zis că acest demers, acest proiect, să-l punem de pe masa președintelui României până la ultimul parlamentar de la nivelul fiecărui județ. Vreau o opinie de la Nicolae Nemeș, după care o să te rog să ne spui cam cum stau lucrurile, adică ce se întâmplă. Ministerul Agriculturii e interesat cu adevărat, sau Ministrul Agriculturii, Ministerul de Resort, e interesat să creeze această pepinieră de oameni pregătiți sau nu, dacă face ceva în direcția asta, pentru că atâta vreme cât se pare încă țin de Ministerul Educației, dacă nu mă înșel, nu? Da, țin de Ministerul Educației, în totalitate. Cât țin de Ministerul Educației, se pare că, așa cum nesincronizarea și pe alte domenii ale educației în
în România cu piața muncii, se întâmplă și aici. Exact același lucru e similar. Nicolae, dacă vrei să conduci o mașină, trebuie să faci o școală de șoferi. Dacă trebuie să faci, nu știu, o prăjitură, un tort, iarăși trebuie să faci o calificare. În agricultură, spunea și Radu, în România, din nefericire, cam 3%, după știința mea, au studii calificate sau calificări de durată între fermierii din România. Care sunt consecințele acestui lucru, din punctul tău de vedere? Păi, o să se vadă puțin mai încolo. Dar sunt destul de grave și cei de sus ar trebui să perceapă lucrul ăsta. Pentru că nu trebuie să analizăm, nu știu cât în aprofunzime, chestiunea aceasta, dar dacă n-ai la bază un ABC-ul, cel puțin asta, toate se conduc empiric și rezultatele se vor vedea că nu sunt cele scontante și așteptate. Referitor la pregătirea profesională a tinerilor, viitorilor fermieri sau lucrători în agricultură, să nu ne ferim și de lucrul ăsta, că liceele agricole produc și lucrători în agricultură. Trebuie să aibă cunoștințele necesare pentru a profesa. Eu vă spun și din punct de vedere ca fermier și o să vă spun și din punct de vedere ca reprezentant al Lapardului anterior. Ce... județul Alba, da. Ca și fermier, mă gândesc cu groază că mai am 5-6 ani de zile și nu mai am pe cine aduce în loc. Cum mai 5-6 ani? Nu eu. 5-6 ani de zile cu care mai trag de oameni. Mai resurse. Mai am resurse. Și după aceea pe cine aduc în loc ca să muncească. Nu poți să aduci pe scurile performante care sunt acum un om măcar cu minimă pregătire. Minima asta pregătire, zic minimă, ca, minimă se poate produce într-un liceu sau o profesională agricolă. Din păcate, la noi, după 90, au căzut mult și au căzut de tot. Măcar acum, cum am spus, în ceasul al doilea, să cei care sunt, cei care răspund de agricultura României, să se trezească și să pună baza de temelie, ca să spunem așa, pentru revigorarea agriculturii. Adică educație. Nemții spuneau așa, dom'le, ce top 3 resurse. Ce noi avem pe locul 1, resursa umană, pe locul 2, resursa umană, pe locul 3, resursa umană. Omul face până la urmă diferența. Omul face totul, exact. Omul face și tractorul, și... omul face exact. Și... Omul sfințește locul. Omul sfințește locul, așa este. Exact. Să revenim la liceele agricole. Nu știu ce-a fost odată, pe departe. Cum aș vedea eu un liceu agricol acum, un liceu dotat cu toate tehnologiile necesare, de vârf, de la tot ce înseamnă agricultură sau produse care rezultă în urma profesiei de agricultor. Ar trebui într-un liceu, dacă ești orticultură, păi ăla să aibă tot în dotare, de la făcut magiun, de la făcut compot, de la făcut țuică, de la creștere de găini, să le facă, să profeseze acolo. Să treacă prin mâna tânărului, adică un... Adică să știi cum se face. Adică când ai terminat școala așa cum la țară odinioară, creșteai, învățai să sapi, învățai să cosești, învățai să mulci vaca, învățai să faci cam tot. Adică la 16 ani, un copil la țară era gospodar deja, se descurca. Tot așa și dintr-o școală de profil de genul ăsta, în mod normal, ar trebui să ieși, sora mea, fratele meu, a făcut liceul agricol la Șimleu Silvaniei, da? Dom'le, când au ieșit din școală, aveau carnet de tractoriști, cel puțin. Treceau prin anumite deci etape, făceau, proceduri, făceau sigur. Școală, conduceau efectiv în braț de tractorul. Nu aveam de Dacie. Ne ducea la plug, ne ducea la coasă, la fân, adunam, aveam zootehnie, mulgeam, participam la mus. Toate astea. Deci am început cu așa ceva și până am continuat, bineînțeles, la Cluj, dar eram departe de cei care vineau din alt mediu, din alt sistem, din alt de învățământ. Noi, în sensul că noi, cei care au terminat un liceu agricol, față de unul care a terminat teoreticul sau... în primii doi ani noi ne jucam, ăia săracii munceau pe brân să ajungă la... Noi știam despre ce e vorba. Ăla trebuia să iaie de la început totul, să aprofundeze, să obișnuiască cu termeni, cu ce înseamnă, cum... Da. Că bună. Am un pic aparte. Înțeleg că sugestia pe care tu o faci acum ar însemna că echiparea unui liceu tehnologic pe agricultură sau un liceu agricol ar trebui să aibă în cadrul lui incubatoare de
de business până la urmă, asta ar trebui să fie. Adică am atelierul de brânzărie, am atelierul de oloit, am atelierul de făcut vin, am atelierul de pomicultură, până la conservă, adică până la ceea ce spune Nicolae, până la conservă, adică dacă trebuie să pun ceva la sticlă, dacă facem profil de viticultură, băi, eu fac vin. Adică fiecare toamnă eu fac vin, urmăresc vinul ăla încât în piață, pentru că asta ți-ar da cu adevărat și o perspectivă de, de posibil antreprenor. Pentru că, în general, când aici te duceai intervine... de la țară la, la liceul ăsta agricol, tu le plecai de la țară de unde aveai 3 hectare, 5 hectare. Vezi zona voastră, că tot am pomenit că suntem la intersecția drumului vinului cu viața. Ciumbrudu, Valea Târnavelor. Păi, cam, cum să spun eu, cred că erau foarte mulți care au sau aveau o mică podgorie de viță de vie. În zilele noastre, cu 3 hectare de viță de vie, dacă faci un business inteligent, poți să trăiești. E regulă. La ceea ce spui aici, cred că încă o dată se cuvine să se reia această curiculă școlară, să se adapteze la cerințele celor care beneficiază de pe urma unui program educațional în agricultură. Cum spuneai, pe fiecare domeniu în parte, minimul necesar măcar să cunoască și apoi, bineînțeles, să ținem pașii cu tehnologia asta nouă. Cu tehnologia asta nouă care vrem, nu vrem, vine peste noi. Vine... Omul trebuie învățat cu ea. Absolut. Până, nu dai greșe. Noi luăm lucrurile cam așa, știi, am cumpărat ceva, mă apuc să asamblez, să fac, până îl stric. Păi mă iau și citesc cartea de instrucțiunile. Nu trebuie să... Intuitiv, da, da, exact. Da, da, nu, nu, trebuie făcut de invers, trebuie înțeput și mai ales că în liceele agricole, dacă sunt cele pe care le știm noi de pe vremea noastră, nu? Să face practică. Acolo înveți totul. Absolut. Înveți totul. Și să nu spună cineva acum că nu, cu ce dotat, doamne, sau că nu sunt bani, sau, nu există. Nu vrea cineva să se înhame la treaba asta. Bani sunt. Da, astăzi chiar sunt fonduri, adică nu mai e problema banului. Eu mă așteptam acum la Canfor, la Ciugut, acolo lângă panoul acela în care cine sponsorizează Crone. Mă așteptam să fie Amazon, mă așteptam să fie Clad, mă așteptam să fie John Deere, New Holland. Adică să bată ei să intre pe tine. Cum se întâmplă și dincolo. Aduc tehnologia de acolo, păi o învăț pe copilul ăsta de mic, de mic, din liceu, să vadă. Uite, mă, utilajul ăsta e produs de ăsta. Când ajung eu să fiu la rândul meu fermier, știu să utilizez ăsta. Adică știi, deja am Android sau... Exact, am 3 pași în față. IOS, ăla, da. Am 3 pași în față. Mă scutește de unele greșeli care te costă. Se întâmplă lucrul ăsta? Adică se înghesuie acești mari producători? Dincolo se înghesuie. Dincolo vorbesc de vest. Dincolo se înghesuie să se întâmple asta. De mari producători de tehnologie se duc și spun... Exact, să o afișeze. Domnule, să afișeze, să-l obișnuiască pe fermier cu asta, uite asta. Și când ajunge la rândul lui fermier, bineînțeles că... Va prefera să vreau utilajul ăsta sau ceva asemănător care tot efect... Nu face viața mai comodă. Exact. Absolut. Nu mai trec de pe un absolut. Program și mai ales tendințele sau viziunile celor care sunt implicați, și aici mă refer pe piața globală, bineînțeles, se observă o trecere a tânărului sau perspectiva creierii de tineri competenți în agricultură în spatele calculatorului, în spatele computerului. Adică computerul de acum își va relua, să spun, un sens normal, poate în era digitală, în care vorbim de digitalizarea globală, digitalizarea vieții. Și agricultura, și agricultura va merge pe o digitalizare. Dar fără o competență, fără o pregătire profesională, mai ales că tinerii astăzi sunt cu predilecție îndreptați spre această perioadă de a cunoaște. Telefoanele sunt ceva, cum să spun, ca și cum respiri sau ca și cum mănânci. Adică fac parte din viața noastră de zi cu zi, nu putem trăi fără ele. De aceea, cred că aceste grupuri școlare, aceste licee, prin revizuirea curiculei, prin pregătirea unor, să spun, specialiști la nivel de corp profesoral. Că asta vrem să urmărim din aceste grupuri tehnologice agricole. Să vedem dacă bruma de profesori, de experți care sunt astăzi acolo, sunt ei pregătiți cu actuala sau viitoarea tendință? E o mare problemă, cred că. Nu știu. Cum vedeți voi că stau lucrurile aici, totuși? Pentru că exact ceea ce spui, dacă
tinerii sunt mai echipați adesea, mai pregătiți să folosească tehnologie decât sunt profesori care poate, o să ne ierte, dar pot fi anchilozați în metode de predare vechi. Ei îți vor preda mecanizarea de pe vremea lui Nicolae când termina el facultatea în 85. S-au schimbat multe. Cum o să-ți predea... Schimbarea climei a schimbat deja aproape totul din tehnologie. Exact. Din tehnologie. Și e un domeniu atât de dinamic, din punctul meu de vedere, domnule, zici că e NASA, adică vorbești de agricultură de înaltă precizie. Vezi, nu știu, tractoare sincronizate prin GPS între ele, exact. Se duc fără șofer pe ele. Dar sere fără om, adică plantele sunt cultivate, adică pentru răsaduri și apoi sunt cultivate și până la recoltare nu intervii. După programele exact. Care au, după ce stimulii transmit ele calculator. Bun, dar toate astea nu se elimine niciodată. Omul. Corect. Și ieșirea lui acolo să vadă, să calce pe pământul ăla, să pună mâna pe el, să vadă, măi, e viu sau nu? Că dacă stai tu numai în pat, are rostul lor, e bine până dacă altfel ne-o depăși vremurile, dacă nu luăm în seamă așa ceva. Dar trebuie să-l ies, să-l simt, să-l miros, să vezi că trăiește, că nu e mort. Corect. Să știți că, din păcate, eu vă pot duce și vă pot și arăta mort, în ghilimele. Da. Ce înseamnă un pământ care nu e mai viu? Și tot cum ai definit un pământ, Nicolae, care nu mai e viu, e mort? E un pământ în care s-a făcut minerit, s-a făcut minerit în sensul agricol. Prost lucrat ani de zile, un pământ care nu mai respiră, un pământ care, dacă îl cași, vezi că îți ridici, nu mai se ridică un pic primăvara sau avar, nu mai, vezi că nu mai are structura aia granulată, așa, finuță, e tot acolo ca o argilă, dacă vine ploaia, să face ca un... ce făceau ăștia cărămiți pe vremuri. Astea nu mai sunt pământuri vii, nu mai sunt pământuri în care sunt, mai trăiesc microorganisme care să... Și sunt o grămadă de programe bine puse la punct. Și care e constatarea ta, Nicolae, în zona asta? Adică avem astfel de terenuri? Vorbim de un procent important? Nu e un proces important. Eu vă spun, în județul Alba cam tot terenul este lucrat și aproape ok. Aproape ok. Da? Trebuie să ne uităm că a venit tehnologia asta pentru noi cu utilaje foarte grele. Deja modul de lucru a terenului trebuie să-l schimbi un pic, pentru că una e să trăiești. Eu pot să dau așa, fac o paralelă. Înainte lucram cu tractoarele noastre. Băi, zice, acum numai tu cu destea mari, că nu pot. Eu vă spun că unele lucru cu un tractor mare, nu mai pot să lucru cu un 650, să mă duc să-l bag pe ăla la Arad cu un plug de 3 trupițe din neamțile române. Nu mai merge. Dar în schimb cu un tractor din ăla mare, dacă mă duc într-un teren care l-am preluat de la cineva, care l-a lucrat cu 600, păi intre până în prăsele plugul. Serios? Da. Deci sunt bune. Tractoarele astea mari au fost generate faptul că lipsa forței de muncă. Nu mai sunt, mai două, pe vremuri aveam 20-30 de acum e cu dus și întors, pentru că tehnologia a alungat un pic omul din agricultură. Și... adică tehnologia, mașina a înlocuit omul. Nu, piața globală, globalizarea. Piața globală, evident că da. Însă, nu știu dacă a fost întotdeauna tehnologia un răspuns la nevoile. Nu, din păcate la noi l-a alungat dincolo. L-a aruncat dincolo. Uite, omul e necesar peste tot, vorba lui. Adică 4 milioane de români sunt necesari oriunde în agricultura europeană și în producția europeană. Bun. Și tot așa, plecând de la cele astea agricole, deci e bine să pun o dată temelia, să plece de jos, dacă vreți să revigorăm, să nu vorbesc lucruri mari, agricultura, de aici ar trebui să începem. Deci să avem baza, temelia, plecată, nu știu, academicianul Sise sau cine spunea, cred că el, dacă până nu va încolți sămânța înțelepciunii în capul clasei politice, în capul clasei conducătoare, o vom duce rău. Eu, ca și fermier... Cine face lucrările acolo ca să încolțească? O semăna cineva sâmburile înțelepciunii? Da. Ca reprezentant al aparatului, împreună cu domnul Baciu, atât o să o dăm terenul ăla. Trebuie pus ceva în el, mă, că altfel buruienile ies de la sine. Până sare sămânța înțelepciunii, până poate și atunci nu mai punem carul înaintea boiler. Plecăm așa frumos. Cum trebuie puse lucrurile la Nicolae, știi care e treaba? Știi care e treaba? E cam pilda semănătorului, știi? E și ta semănătorul să semene sămânța sa. Și o sămânță a căzut pe cărare. Și evident că n-avea cum să prindă ăsta că era terenul bătătorit. Alta căzut între spini, a crescut un pic, dar au crescut și spinii mai repede, au înăbușit-o.
tot așa, știi, una ce a căzut în pământ bun. Voi până acum ați aruncat prin tufișuri, ați aruncat prin pe cărări, pe asfalt. Trebuie să vedem și unde. Trebuie să ai unde arunci sămânța aia, mă, că noi avem semințe bune, da? No, solul ăla nu-i fertil, știi, din păcate. Încă, eu sper să fie și cu ajutorul lor. Sigur, sigur. Am văzut că și la Paru s-a asociat acestui demers de susținere a educației în învățământul preuniversitar românesc. Bun, care e targetul, Radu, până la urmă acestui demers? Targetul? Adică, bun, voi ați constatat, stăm prost. Da? Da. Constatarea e făcută pentru că asta și generat demersul vostru. Această evoluție nefericită de moment. Corect. De la momentul în care ne aflăm acum cu 50 de școli care probabil că nu sunt nici echipate, așa cum spunea Nicolae, că ar trebui să fie echipate tehnologic, încât să facă performanță, să fie adaptate mereu, upgradate la tehnologiile care apar, unde ar trebui să ajungem încât să spunem România stă ok? Care ar fi politicile pe care le-ați sugera voi consecință a acestui demers? Astăzi, în acest moment, avem deja un prim pas făcut. Și trebuie să spunem că aici, prin mediul asociativ, prin dialogul cu decidenții politici, cum vorbeam un pic mai devreme, România are legiferat sistemul dual de învățământ în sistemul preuniversitar agricol. Adică școala duală. Dublu aici, patronat. Aici. Cumva. Trebuie să pregătim curicula. Noi mergem la toate aceste grupuri școlare viabile la nivelul, în general, cam în fiecare județ este un grup școlar agricol sau un grup tehnologic agricol. Curicula adaptată efectiv la cerințe ce vor fermierii, ce vor cei care preiau tinerii, asta e una. Aici mă refer ce trebuie să pregătim. Apoi, firmele, parteneriatul acesta public-privat trebuie să încolțească ca acea sămânță de care discutam un pic mai devreme. Și anume, într-un mod transparent și etic, pe baza unei curicule, companiile interesate să dezvolte aceste mini-laboratoare la nivel de licee, tehnologii agricole, să pregătească mecanizator, să pregătească lucrător în agricultură, să pregătească pe partea de legumicultură, de exemplu, pe partea de viticultură, pe fiecare sector în parte, în funcție de potențialul arealului pe care îl servește. Că nu o să mergem într-o zonă din Mehedinți cu o strategie, să spun, de încuraja legumicultura dacă acolo nu este adaptată pentru așa ceva. Vrem să păstrăm ca aceste școli tehnologice agricole să meargă pe corespondentul lor istoric, pe potențialul pe care l-au datorită datorită situației arealului în care ele se află, pe care ele le deservesc, și astfel pe acest parteneriat sistem dual să contribuie companiile. Acum mai trebuie să lucrăm și aici vreau să fac apel la cadrul legal. Voi ați, tinerii, ați consultat, ați palpat un pic. Noi am palpat și am plecat de la cum există în celelalte companiile state care ar fi membre, să spunem, deschise, interesate să vină este o cerință foarte mare. Să investească până la urmă în este o cerință foarte mare, pentru că o companie școli care este producătoare de un utilaj, de o componentă tehnică pentru a deservi beneficiarii, potențialii beneficiari din agricultură, au nevoie la bază de un sistem prin care le asigură acea garanție, le asigură acel service, le asigură acea legătură directă între client și furnizor. Aici ei suferă foarte mult pentru că aduc tehnologii, unele performante, mai noi, alte mai puțin. Aici piața le reglează, n-aș vrea să intervin. Dar pe parcursul acestui act comercial și relație cu clienții, cu fermierii, companiile sunt deficitare din punct de vedere al serviciului, al asigurării garanției, pentru că sunt utilaje foarte scumpe, din ce în ce mai mult agricultura produce și utilajele devin din ce în ce mai scumpe. Ferrari nu mai este o mașină scumpă, am văzut că agricultorii și mai ales sunt agricultori mai ales care au mașini mai scumpe decât Ferrari, mi se pare. Tendința la nivel mondial este de creșterea performanței pe hectar. Adică cât obținem, creștem performanța și noi, cât obținem, cât obținem dintr-un hectar de pământ. Da. Și vorbim după pauză. Bun, o să vedem dacă e o obsesie, cum să spun eu, agreată de toată lumea sau nu. Aceasta cu obsesia creșterii productivității la hectar, cu ce preț până la urmă, da? Luăm pauză de publicitate, dragi prieteni, mai luăm și o gură de apă, că e dezlegare la vin astăzi, și ne revedem după pauză imediat.